Dintre candidații din județ care s-au prezentat la examenul maturității, doar 215 au promovat testarea, în condițiile în care numărul înscrișilor a fost de 1332. Totodată, cei mai mulți dintre candidații care au promovat au trecut examenul la mustață, cu medii între 6 și 6,99. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Suceava, 171 dintre candidați au medii între 6 și 6,99, iar 39 au medii între 7 și 7,99. De asemenea, potrivit centralizărilor, doar 3 elevi au obținut medii între 8 și 8,99. Cele mai mari note aparțin unor absolvenți ai Colegiului Național Petru Rareș, respectiv ai Colegiului Andronic Motrescu din Rădăuți. 209 dintre candidați au obținut note peste 5 la probele susținute, însă media generală a examenului s-a situat sub 6, calificativul minim pentru a promova testarea. Obținerea diplomei de bacalaureat nu i-a motivat pe toți absolvenții de liceu să-și încerce norocul din nou la sesiunea din toamnă, prezenți la testare fiind doar 1082. Absolvenții de liceu, nemulțumiți de modul în care le-au fost corectate tezele, au putut face contestații. Soluționarea acestora se va realiza pe 30 și 31 august, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 1 septembrie.